Iosif, când Dumnezeu schimbă răul în bine. Voi ați vrut să-mi faceți rău. Astea sunt cuvintele pe care le rostește Iosif către frații săi atunci când tatăl lor Iacov moare, când grijile cu privire la viitorul lor îi năpădesc pe cei care între timp au descoperit că tot răul pe care l-au făcut a ieșit la iveală. Și în acel context, cu multă siguranță pe sine, bărbatul acesta acum rostește providența lui Dumnezeu peste viața lor. Dumnezeu a transformat ceea ce voi ați vrut să fie un rău într-o binecuvântare. Vreau să spun povestea reală a unui băiețel care a crescut la o fermă într-o localitate foarte mică. Tatălui este un bețiv notoriu în tot satul. Foarte violent atunci când e beat și se făcea ca zilnic era într-o astfel de situație. Iar mama acestui băiețel în permanență este bătută, abuzată fizic și emoțional de el. Toată localitatea face glume pe seama acestui tată rău. Și băiețelul la școală râde și el împreună cu ceilalți, dar în schimb, în adâncul sufletului său, ceva se frânge cu fiecare glumă care este făcută pe seama bețivului satului. Tot ce își dorea este să aibă mai multă putere fizică, încât să-și poată proteja mama și în cele din urmă să-l poată omorâ pe tata. A încercat, pe când avea 11 ani, să-l spânzure. Și dezamăgirea lui puternic a fost că dimineața l-a găsit încă viu. A trăit cu sentimentul de vinovăție că n-a putut să-și ducă planul până la capăt ca să-și poată salva mama de abuzurile acestei brute. Mai mult decât atât. Când mama pleca de acasă pentru diverse activități, îl lăsa în grija unui adult pe nume Wayne. Și de fiecare dată lui Josh McDowell, pentru că despre el este vorba, îi spunea așa: dacă n-asculți de el când vin acasă, o să te bat cu nuiaua. De la vârsta de 9 ani până la vârsta de 13 ani, a fost violat săptămânal de bărbatul acesta care era lăsat să-i poarte de grijă. La un moment dat, plin de durere, se duce la mama în timp ce aceasta e în bucătărie și gătește și din spatele ei începe să-i povestească trauma pe care o are, drama pe care o trăiește săptămânal. Și mama se întoarce spre el cu furie și spune: ești un mincinos. Du-te în grădină și din copacul ăla tai o vergea. Și băiețelul acesta, de aproximativ 10 ani, vine cu vergeaua la mamă și în următoarele 30 de minute este bătut cu brutalitate de mama lui, cerându-i să recunoască că este un mincinos. Și în cele din urmă, în țipete pline de durere, băiatul acesta spune: da, sunt un mincinos. La 20 de ani, Josh ajunge student la universitate, dar deja este plin de amărăciune. Urăște oamenii, îl urăște pe tatălui și îl urăște pe Dumnezeu. Dar aici găsește un grup de vreo 6 studenți și 2 profesori care păreau total diferiți decât toți ceilalți. Descoperă că sunt creștini. Îi abordează, îi întreabă de ce sunt atât de diferiți și când descoperă că sunt creștini, reacția lui este foarte puternică. Din nou cu religia. Și una dintre studente îi spune: eu nu ți-am spus nimic despre religie, eu ți-am spus că am o relație personală cu Iisus Hristos. Din acel moment, în viața acestui tânăr începe o luptă intelectuală foarte puternică. Își va întrerupe cursurile universitare pentru a merge în Europa și în Orientul Mijlociu pentru a vizita bibliotecă după bibliotecă, muzeu după muzeu, să strângă dovezi împotriva lui Iisus Hristos și împotriva Bibliei. Și în cele din urmă, undeva în Marea Britanie, în timp ce este într-un muzeu, după ce a strâns foarte multe documente, este pus în situația
în care să constate că toate argumentele sunt în defavoarea lui. Mă opresc aici cu povestea acestui tânăr deocamdată. Vreau să mă întorc la Iosif, despre care vreau să vorbesc în această dimineață. Iosif trăiește într-o familie disfuncțională. Tatăl său a fost un șmecher aproape toată viața. L-ați întâlnit duminica trecută. A încercat cum a putut să șmecherească pe toată lumea, l-a mințit pe taică-su, pe frate-su, a crezut el că și pe Dumnezeu îl poate dribla și în cele din urmă, la Peniel, bărbatul acesta se întâlnește cu Dumnezeu. Slavă Domnului că ceva s-a întâmplat în casa aceasta. Acum imaginați-vă că o parte dintre copiii mai mari au crescut cu Iacov înainte de Peniel și au învățat de la el multe lucruri, pentru că, de fapt, noi suntem produsul familiilor noastre și copiii noștri ne reprezintă foarte bine pe noi. Copiii noștri ne imită mai mult decât bănuim noi. Și iată că în casa aceasta crește un alt copil care e mai tânăr, se pare, că atunci când Iacov are experiența Penielului. Și ceva se întâmplă și băiatul acesta, pe nume Iosif, are parte de educație care face ca în inima lui să se așeze teama de Domnul, iubirea de Dumnezeu. Visul unui nume mare, spulberat. Băiatul acesta are niște vise. Am auzit nenumărate predici acuzatoare la adresa lui Iosif, că s-a trezit să viseze, ca și cum visele astea porneau de la el. Eu n-am aceeași perspectivă. Eu cred că un tânăr de 16, 15, 16 ani nu are suficientă maturitate încât să poată administra o revelație pe care o are. Dar băiatul acesta trăiește în această familie împărtășind ceva. Ceva din ceea ce Dumnezeu i-a dat. Dar trăiește într-un context în care relațiile sunt rupte. Ori de câte ori nu rezolvăm mânia, pornim pe drumul care duce la ucidere. Ori de câte ori nu știm să rezolvăm, să administrăm într-un mod sănătos, constructiv, mânia pe care o acumulăm în contextul relațiilor rupte, ne așezăm pe un drum care în cele din urmă ne va duce la ucidere. Acum vă invit să deschideți Biblia la Geneza, capitolul 37. Aș vrea să citim de aici versetul 3 pentru început. Israel sau Iuda, sau Iacov, scuzați-mă, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi. Pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Vă rog să notați aici ceva din modul nesănătos în care familia asta există. Îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți. I-a făcut o haină prin care băiatul acesta arăta diferit. Un tată neînțelept, aș putea să spun. Un tată, un părinte care face diferența între copii. Uitați-vă la versetul 4, ce se întâmplă atunci când se face diferență între copii. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți, și au început să-l urască. Și cum se manifestă ura fraților săi? Partea a doua, versetului 4, nu mai puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Și iată că în contextul unei relații nesănătoase din familie, începe să se cultive ura. Mânia se acumulează. Și pe măsură ce mânia se acumulează, îi aduce la o criză de comunicare. Nu mai putea să-i spună nici o vorbă prietenească. De unde îți dai seama că cineva e plin de mânie? Când nu mai poate rosti lucruri bune. Limbajul vorbit, limbajul scris, limbajul non-verbal. Începe să comunice faptul că acea persoană este angajată pe drumul acesta care duce la ucidere. Mânia care începe să se acumuleze. Când nu mai poți să spui nicio vorbă bună, când tot ce spui este critic, când tot ce spui este amărăciunea pe care o proiectezi pe alții, deja te-ai așezat pe un drum care duce la ucidere. Iar câteodată
Mânia, arma mâniei este tăcerea. Aș vrea acum să vă invit să citim versetul 5. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi și notați ce se întâmplă, care l-au urât și mai mult. Uitați-vă cum în mod progresiv ura în sufletul fraților crește. Dacă ar fi să sar la versetul 8, frații lui au zis în urma interpretării visului, doar n-ai să împărățești tu peste noi, dar doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult. Din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui, mânia nu se rezolvă niciodată de la sine. Unii au impresia că pur și simplu dacă trece timpul, mânia se rezolvă. Nu, mânia de obicei crește. Mânia se oglindește în atitudinile și în cuvintele noastre. Iosif mai visează un vis. Și după ce îl împărtășește familiei, spune versetul 11, frații au început să-l pizmuiască, să-l invidieze. Dar tatăl său a ținut minte aceste lucruri. Mânia acumulată duce la invidie, la gelozie, teama de a fi înlocuit. Băiatul acesta are 17 ani, în timp ce frații lui sunt cu turmele la păscut și tatăl îl trimite să vadă ce-i fac ceilalți copii. Și iată-l pe Iosif apropiindu-se. Și acum vreau să citesc din capitolul, același capitol, 37, versetul 18. Ei l-au zărit de departe. L-au văzut pe Iosif, pe ăla pe care îl iubea tata mai mult, cel care îi pârase părea la tatălui. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, uitați-vă unde duce mânia, s-au sfătuit să-l omoare. Acolo duce mânia. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Mânia acumulată, mânia nerezolvată duce la crimă. S-au sfătuit să-l omoare. Veniți acum să-l omorâm. Versetul 21 spune că Ruben, unul dintre frații lui, când a auzit acest lucru, l-a scos din mâinile lor. A cerut să-l lase în viață. Se gândea că va găsi o soluție. Dar versetul 23 spune că atunci când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el, haina care îl făcea diferit, haina care, pe care a făcut-o tatălui special pentru a arăta că el este un copil cu totul aparte. Versetul 24. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceea era goală, nu mai era apă în ea. Apoi s-au așezat să mănânce. N-am nicio idee cum au putut mânca. Și în timp ce serveau masa acolo, au văzut niște ismaeliți care veneau cu călare pe cu cămilele lor încărcate cu produse pe care le comercializau. Versetul 26 spune că Iuda a zis fraților săi, Iuda, vă spune ceva numele ăsta, nu? Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem. Mă rog, e un prototip foarte bun a celui care mai târziu îl va vinde pe Hristos Domnul. Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații l-au ascultat. Mi-am amintesc de când eram copil și nu știam să citesc și îmi citea mama povestea lui Iosif, plângeam cu capul în pernă până nu mai puteam. Mă ascundeam de ea, credeam că ea nu o să vadă că eu plâng, pentru că m-a marcat ura și starea de spirit a acestei familii. Nu, era foarte greu să pot administra emoțional acea situație. Iată-l pe Iosif, victima unei familii disfuncționale. Are parte de ură, mânie din partea fraților săi. Trăiește durerea respingerii.
Nu știu câți dintre dumneavoastră ați trăit respingerea, dar uitați cum este descrisă starea aceea când este aruncat în groapă. Mai târziu, în Geneza 42, cu versetul 21, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui, când ne ruga și nu l-am ascultat. Asta îmi spune mie că a fost o zbatere acolo. Ceva se rupea în momentul în care Iosif este scos din groapă și vândut, când se făcea pur și simplu târgu, când se primeau arginții pentru el. Sufletul lui este foarte tulburat, dar ura pe care o au frații săi este atât de mare încât ea le controlează gândirea. Visele lui Iosif sunt spulberate. Nimic n-a mai rămas din ele. La 17 ani este rob în Egipt, fără nicio perspectivă. Unde este Dumnezeul care mi-a vorbit prin vise? Unde sunt visele, aspirațiile mele? N-am pe nimeni, sunt respins. Și în sufletul lui, ghemul acesta devenea tot mai mare. Vreau să ne mutăm un pic mai departe, la plata integrității pentru Iosif, care este pușcăria. Sau, când Dumnezeu este mai important decât numele pe care ți-l dorești. Și ne mutăm acum în capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliți care îl duseseră acolo. Îmi place următorul verset, dacă aveți Biblia deschisă, la Geneza 39, versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Asta e partea frumoasă. Respins, cu relațiile rupte, visele năruite, întrebări fără răspunsuri, Domnul a fost cu Iosif. De unde știm lucrul acesta? Pentru că pe tot ce punea mâna, mergea bine. Versetul 3, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Foarte interesant. Până și un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, un om fără teamă de Dumnezeu, realizează că Iosif este diferit. Iosif a căpătat trecere, versetul 4, înaintea lui, înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, notați, vă rog, ce urmează aici în versetul 5. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu poate binecuvânta afacerea, familia în care tu ești datorită ție? Egipteanul, versetul 6, a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Bună treabă să ai un asemenea administrator priceput, nu? Dar spune partea a doua a versetului 6, Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Să știți că frumusețea, inteligența, nu întotdeauna poate fi administrată bine și ușor. Sunt fete frumoase care nu pot administra frumusețea, pentru că trăim într-o lume foarte provocatoare. Și urmează testul integrității. Parcă n-ar fi fost suficient prin ceea ce a trecut Iosif până aici. Uitați-vă ce spune versetul 7. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Avea probabil vreo 18 ani, departe de ai lui, singur. Întotdeauna mă gândesc la ușurința cu care astăzi se ajunge la trăirea în imoralitate. Dar iată ce se întâmplă aici. Cred că e un loc unde putem învăța ceva foarte important. Versetul 8. El n-a voit.
El n-a voit, a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu m-a oprit, și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Și urmează o declarație care subliniază crezul lui Iosif. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? 18 ani, singur, departe de ai lui, o victimă a unei familii disfuncționale. Și când ajunge să fie invitat să trăiască în imoralitate, el spune, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Urmează hărțuirea sexuală din partea acestei femei. Versetul 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce. Vreau să ții minte, tu care poate ești ispitit acum de poftele sexuale, care poate te găsești într-un hățiș dintre ăsta. Sunt oameni care strălucesc prin faptul că nu s-au compromis, au rămas curați. Și apoi e momentul acela când singur, spune versetul 11, într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu mai era acolo niciunul din oamenii casei, ea, femeia aceasta, l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut că îi lăsase haina în mână și fugise din casă, uitați-vă la modul acesta pervers a unui om care nu are un sistem de valori. A chemat pe oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine. Dar eu am țipat în gura mare. I-ați văzut pe ăștia care țipă tot timpul că cineva e hoț, că cineva face nu știu ce. După un timp constați că hoțul după hoț, de hoț este frică, nu? Și când a văzut că ridic glasul și stric, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel. Robul acela evreu pe care ne l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. Parcă n-a avut săracul parte de suficientă mânie din partea familiei. Acum vine mânia din partea lui Potifar. Și urmează versetul 20. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul în care erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Plata integrității, plata pentru că te păstrezi curat, plata pentru că vrei să placi lui Dumnezeu, este temnița. Tu ce ai face dacă ai fi într-o astfel de situație? Ce ai spune în drum spre temniță, dar când se închide ușa aceea grea? Când știi că ești nevinovat, că l-ai iubit pe Dumnezeu, că te-ai păstrat curat. Versetul 21, iată-l pe Iosif în temniță. Îmi place, se repetă ceva. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Versetul 23, mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână. I-a dat în grijă toată temnița. De ce? Partea a doua, versetului 23, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Aparent, Iosif pare abandonat. În realitate, Domnul este cu el. Cum când vorbim despre integritate, dați-mi voie să aduc în atenția dumneavoastră o definiție pe care am luat-o de la Andy Seidel, cu care lucrez din 1993, un om deosebit. Și în una din cărțile lui el spune că integritatea are de-a face cu existența unei corespondențe între valori,
adică crezul nostru, valorile interioare, da, ce este important pentru noi, cuvintele noastre și acțiunile noastre. Și în imaginea următoare, când cele trei cercuri care reprezintă valorile noastre, cuvintele noastre și acțiunile noastre se suprapun, se poate spune că suntem o persoană integră. Integru vine de la întreg. O persoană întreagă. Dintr-o bucată, altfel spus, dacă e să folosesc un limbaj mai nesofisticat. Iosif strălucește prin integritatea sa dovedită în casa lui Faraon. Atunci când soția sa îi face avansuri nepotrivite, Iosif răspunde acestor provocări dovedind că are integritate, ceea ce crede se confundă cu cuvintele și cu acțiunile sale. Iată câteva dintre valorile lui Iosif. Este credincios de fiecare dată lucrului încredințat. Orice îi se dă în administrare, face ca pentru Domnul. O altă valoare a acestui tânăr este curăția emoțională și trupească. El zice, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? El consideră adulterul nu doar un păcat împotriva lui Potifar, soțul acestei femei, ci pentru el adulterul este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă la cuvintele lui Iosif. Stăpânul mi-a dat în administrare totul, mai puțin pe tine, că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un rău atât de mare? Eu nu pot să păcătuiesc. Acțiunile lui Iosif, Iosif nu răspunde provocărilor pe care îi le face soția lui Potifar. Ba încă fuge și își lasă haina în mâna acestei femei. Și datorită curăției lui, Iosif ajunge în temniță, iar Domnul îi dă izbândă în tot ce face. Vreau să mă opresc aici o clipă și să vă spun că atunci când suntem înțeleși greșit, e foarte posibil să fim înțeleși greșit, e bine să ne oprim și să ne punem câteva întrebări. Spre exemplu, este ceva ce eu am făcut și Dumnezeu condamnă? Sau cumva e posibil să fi făcut ceva rău? Mă condamnă conștiința de ceva rău? Și dacă răspunsul este pozitiv, atunci noi trebuie să ne acceptăm greșeala, să ne mărturisim păcatul și să-l corectăm. Poate ne-am ieșit din fire, poate am folosit un ton nepotrivit, poate am zis cuvinte grele. De aceea e bine să ne pocăim de lucrurile acestea. În mijlocul acuzațiilor este foarte important să ne analizăm. Mă gândesc la Iosif că s-ar fi putut victimiza foarte bine. Să-și trăiască o viață de frustrat. Frații mei sunt vinovați. Circumstanțele să le blameze. Să fie supărat pe Dumnezeu că nu l-a protejat, că n-a fost cu el. Aș vrea să te întreb în dimineața asta, tu pe cine blamezi? Când te victimizezi, trăim într-o lume în care, nu știu, eu am sentimentul, s-ar putea să fiu greșit și mi-aș dori tare mult să fiu greșit, că este o psihologie dintre asta care se dezvoltă în care toată lumea e victimă. Tu pe cine blamezi? Părinții, nu-i așa? Profesorii, guvernul, țara asta. Aș vrea să ridic aici o întrebare. Cum rezolvăm problema mâniei? Mânia nu este ușor de administrat, să știți. Omul care este violent și cel care este retras și închis în carapacea lui, s-ar putea în realitate să aibă în interior aceeași problemă, mânia nerezolvată. Unii devin foarte brutali în manifestarea lor, cu cuvintele, cu faptele, cu atitudinile, iar alții se închid și intră într-o tăcere, nu vor să mai discute cu nimeni. Cum rezolvăm problema mâniei? Dumneavoastră v-ați mâniat vreodată, apropo? Bine ați venit în lumea reală, nu-i așa? Și ce faceți când vă mâniați? Ce spargeți prin casă? Pe cine vă descărcați? Cine devine paratrăznetul mâniei dumneavoastră? Dragii mei, iertarea este
rezolvarea mâniei. Până nu iertăm, nu putem scăpa de mânie. Cât timp purtăm în sufletul nostru neiertarea, umblăm ca niște oameni condamnați. Iată-l pe Iosif care se căsătorește. Ajunge să fie recunoscut într-un context de către faraon, momentul în care interpretează visele acestuia și este adus de faraon și pus să conducă pentru 14 ani, 7 ani de prosperitate urmați de 7 ani de foamete. Faraon îi încredințează conducerea, poate că ar fi fost echivalentul primului ministru de astăzi, pentru tot Egiptul. Și în timpul acesta, Iosif se căsătorește. Și îmi place, uitați ce scrie Geneza, capitolul 41, versetul 51 și 52. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, care înseamnă uitare. Vedeți, numele la evrei au cu ele o semnificație. Și ascultați de ce a dat el numele acesta. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit de toate necazurile mele și de toată casa tatălui meu. A purtat-o ani de zile. Deci povara asta a purtat-o ani de zile. Și apoi versetul 52 spune că și celul de-al doilea i-a pus numele Efraim sau rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristărilor mele. Interesant ce este pentru el Egiptul, da? Țara întristărilor mele. Nu știu câte cântece de jale a creat Iosif în perioada asta, dar mă tem că dacă erau dintre astea cu floricele și cu acordeon așa, plângea de nu mai putea, se prăpădea cu totul, pentru că îi răscoleau toate trăirile lui puternice. În Geneza, capitolul 42, ni se spune că foametea pe care a interpretat-o Iosif în visele lui Faraon a venit, a devenit o realitate. Iar frații săi ajung să nu mai aibă ce mânca. Și în acest context pornesc spre Egipt. Și acum vă invit să deschideți la Geneza 42. Uitați-vă ce spune aici, începând cu versetul 6. Iosif era mai mare în țară. El vindea grâu la tot poporul din țară. Și apoi, interesantă partea a doua a versetului. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Oare nu asta era visul pe care l-a avut Iosif? Și în aceste momente tare îmi place să cred că Iosif și-a amintit ceva. Dumnezeu ce promite, împlinește. Tu mai crezi lucrul ăsta? Tot ce promite, el împlinește. Versetul 7. Iosif, cum a văzut pe frații săi, a recunoscut. Dar s-a făcut că le este străin. Ei, și de aici asistăm la cum administrează Iosif mânia, că și în sufletul lui s-a strâns. Uitați-vă în versetul 7. Le-a vorbit aspru. Vreo 20 de ani a durat de când a fost vândut până aici. Și prima întâlnire cu frații săi, Iosif nu poate să le vorbească decât aspru. Îi face iscoade. Cum el era făcut de ei, nu? Când se ducea la taicu-su și părea și spunea, iscoadă, te-ai dus iar la tata și ai spus despre noi. Cred că a auzit de atâtea ori vorba asta, încât primul lucru pe care îl zice când îi întâlnește pe frații săi, spune, iscoadelor, ați venit să spionați țara, știu cine sunteți. Și ăsta e momentul în care în mintea lui Iosif, spune versetul 9, învie visele pe care le-a avut. Și ascultați cum se justifică ei. Pe mine mă tulbură justificarea după 20 de ani, versetul 13. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată că cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar eu când citesc ultima parte, îmi vine să urlu. Îi spun lui Iosif vorbele astea, iar unul nu mai este în viață. Îi spunea ăluia cu care vorbea că el nu mai trăiește.
Nu știu, dacă dumneavoastră ați fi fost în locul lui Iosif și ați fi auzit pe frații dumneavoastră spunându-vă o asemenea vorbă, cum ați fi reacționat? Uitați-vă cum reacționează Iosif în versetul 17, i-a pus 3 zile în pușcărie. Să nu credeți că e ușor de administrat un trecut atât de greu. Le-a vorbit aspru, i-a făcut iscoade. Nu rog să te declare frații mort în timp ce vorbești cu ei. Îi pune 3 zile în pușcărie. Eu cred că emoțiile au fost atât de puternice, au fost atât de răscolitoare, încât singurul mod în care el a putut să administreze a fost, băieți, 3 zile în pușcărie. 20 de ani de pregătire pentru acest moment. Iosif are acum cam 40 de ani, plus minus un pic acolo. Este guvernatorul Egiptului între timp. E curat, bărbierit, parfumat, poartă haine regale, e încrezător, sigur pe sine, e puternic, are multă autoritate, vorbește limba egiptenilor. Dar când se apropie emoțional de frații cu care a avut relația ruptă, mânia acumulată, le-a vorbit aspru. Iosif își confruntă frații. Și aici este un principiu foarte important. Își confruntă frații la momentul potrivit pentru a-i ajuta să se pocăiască. Și ascultați ce fac ăștia când sunt dați de gol. Să vedeți cum lucrează conștiința. Versetul 21 din capitolul 42. Ei au zis atunci unul către altul, după ce au spus că au un frate care e mort, da? Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lor, sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea. Vorbea printr-un traducător. Și ascultați ce face versetul, ce spune versetul 24. Iosif a plecat la o parte de ei. Ce să facă? Să plângă, nu mai putea. S-au strâns acolo atâtea emoții. Singurul mod în care a putut în acele momente să și le rezolve, s-a ascuns undeva și a plâns. Dragii mei, putem face multe în viață și putem crede că timpul le rezolvă pe toate. Am auzit asta spunându-se de multe ori. De cele mai multe ori, timpul nu le rezolvă. Pe unele le rezolvă, dar pe unele nu va găsi cu cale să le rezolve doar prin trecerea lui. Conștiința va aduce întotdeauna în fața noastră trecutul nerezolvat. Am fost cu Estera, sora mea, acum câțiva ani la un spital în București și în timp ce stăteam acolo în hol, am fost surprins, era un monitor mare și vorbea despre diverse boli, monitorul acela. Și la un moment dat se vorbea despre depresie. Zice, depresia este modul în care ți se comunică că ceva este rău în relațiile tale. Eram într-un spital laic, n-avea nimic de a face cu creștinismul. Și mă rog, apoi urma o detaliere a ceea ce înseamnă relații rupte și nerezolvate, care la un moment dat pot aduce stări de depresie. Ei, conștiința vine și la un moment dat aduce trecutul nerezolvat. Știți ce este iadul? Iadul este locul unde ni se trezește conștiința. Este locul despre care Biblia spune că viermele nu doarme. Nimic nu e mai cumplit decât o conștiință care te roade, care te macină. Și acum aș vrea să mă mut la capitolul 43, sar peste nenumărate detalii, pentru că timpul nu-mi permite lucrul acesta. În capitolul acesta, frații, Iosif se întâlnește cu Beniamin, fratele lui mai mic, și spune versetul 30 că Iosif a isprăvit repede, că ci se rupea inima. Pentru că pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat
de grabă într-o odaie și a plâns acolo. Și apoi capitolul 44. Iosif creează un cadru necesar pentru ca frații lui să se poată pocăi. Și aici este momentul în care ceva se întâmplă la relațiile lor care au fost atâta timp rupte. Spune capitolul 45 că versetul 1, că atunci când toți frații lui au fost în palatul său, poate în sufrageria lui, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat. Mă rog, expresia asta și a strigat mie îmi spune că nu și-a putut controla foarte bine emoțiile. Ieșiți afară, toți care n-aparțineți de familia mea, ieșiți afară. Și a rămas el cu frații lui. Și acolo are loc confruntarea. Dragii mei, iertarea se face doar între cei implicați. Nu trebuie să implici tot cartierul când tu te împaci cu cineva. Nu trebuie să implici toată biserica când tu te împaci cu cineva. Nu trebuie să implici tot neamul tău când te împaci cu cineva. Fă-o doar cu acea persoană. Niciun străin n-a fost primit ca martor în acel ceas sfânt. Când te împaci cu cineva, este un ceas sfânt. Oare ce străin ar fi putut înțelege ce se întâmpla acolo? În versetul 2 din 45, Biblia spune că a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Plânsul este partea procesului de vindecare. Sigur, este un plâns nesănătos care arată că avem o boală, avem nevoie de tratament, dar există o parte bună a plânsului care este sănătoasă, care aduce vindecare. Apoi, în contextul acela, el spune versetul 14, s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Ăsta e cel mai mic dintre cei 12, Beniamin, și fratele lui, sunt născuți de aceeași mamă. Și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. Și apoi urmează versetul 15. Asta mi se pare greu. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Haideți să ne ducem la versetul 3 din capitolul 45. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu? Spune că frații n-au putut să spună niciun cuvânt, au încremenit. Greu moment. Versetul 4, Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Și urmează ceva foarte frumos. Între timp, Iosif a înțeles ceva. Deci acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici. Ce Dumnezeu? E, cum poți să spui așa ceva? Dacă nu ai avut între timp parte de o revelație specială din partea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să mă uit la 3 dovezi că Iosif i-a iertat pe frații săi. Geneza 50, după ce tatăl lor moare, prima dovadă că Iosif a iertat pe frații săi, un om care iartă, știe că numai Dumnezeu are dreptul la răzbunare. Citiți, vă rog, cu mine versetul 19 din Geneza 50. Iată ce spune Iosif. Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Un om când iartă nu se mai răzbună pentru că el știe că Dumnezeu are ultimul cuvânt. A doua dovadă că Iosif i-a iertat pe frații săi, din versetul 20, Dumnezeu este suveran și transformă răul în bine. Uitați-vă la
versetul 20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor mare la număr. A doua dovadă că iertăm pe cineva este că înțelegem că ceea ce se întâmplă în viața noastră e parte din planul lui Dumnezeu. Și El este suveran să transforme răul, eșecurile noastre în ceva bun. A treia dovadă. Omul care iartă poate să facă bine celui care l-a ofensat. Versetul 21. Fiți dar fără teamă. Căci eu vă voi hrăni. Vă voi face bine, da? Pe voi și pe copiii voștri. Și am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Și acum aș vrea să mă întorc la Josh. Josh McDowell. Copleșit de dovezile pe care le găsește în muzeele și bibliotecile lumii, alege ca într-o seară să meargă la unul dintre prietenii săi. Și împreună cu acesta se roagă și îi cere Mântuitorului, îi cere Domnului Iisus să-i salveze viața. Zice el că în loc să experimenteze bucurie pe care de obicei creștinii spun că o au atunci când se întorc la Domnul, zice, eu am avut senzații puternice de vomă în seara aceea. Mi-a fost teamă, în timp ce îl primeam pe Hristos ca Mântuitor, mi-a fost teamă, spune el, de două lucruri. Prima teamă, că am luat o decizie emoțională pe care intelectual o să o regret mai târziu. Asta a fost prima lui teamă. Cea de-a doua teamă, ce vor zice prietenii mei despre mine? Ce o să spună cunoștințele, colegii mei? La 6 luni după convertire, reușește să-l conducă pe tatăl său, bețivul satului, la Domnul. Spune el, pentru tatăl meu totul a fost radical. Când m-am rugat cu el și l-a primit pe Domnul, din acel moment tatăl meu n-a mai băut o picătură de alcool. Tot satul a știut că tata este un om diferit. Peste 1000 de oameni s-au întors la Domnul din satul acela pentru că bețivul satului era diferit. Are în schimb o problemă grea cu tata. Va trebui în contextul acesta să-i spună că-l iartă. Și să-i amintească gândul acela că a vrut să-l omoare pentru că n-a mai suportat brutalitatea lui. Dar zice el, în acele momente, eu am avut de făcut o alegere foarte grea. Alegerea de a nu fi victimă. Și zice el, asta este o decizie intelectuală. Am decis în acele momente, eu, Josh, nu voi fi victima trecutului meu. Știți ce face? Urcă pe mașină, merge peste 60 de kilometri, se duce la bărbatul acela care l-a abuzat de la vârsta de 9 ani până la 13 ani. A sunat la ușă și când a ieșit, i-a spus, domnule, ceea ce mi-ați făcut este groaznic. Eu am avut o experiență care mi-a transformat viața. M-am întors la Domnul. El mi-a iertat păcatele și am venit să vă spun că vă iert. Ăsta e motivul pentru care sunt aici, să spun că te iert. Dragii mei, fiecare dintre noi avem un trecut. Nu lăsa trecutul să te urmărească. Sunt aici oameni, poate, care au părinții morți de 20 de ani, dar care sunt controlați de părinții lor din mormânt și acum. În sensul că, nu-i nimic paranormal, să nu cumva să mă înțelegeți greșit, în sensul că nu i-a iertat, în sensul că poartă amărăciune împotriva părinților și își trăiesc viața victime. Sunt așa de mulți oameni care trăiesc înfrânți astăzi victime. Nu mai purta amărăciunea. Ia o decizie că tu nu mai vrei să fii victimă. Nu mai purta iadul în suflet. Neiertarea transferă iadul în sufletele noastre.
umblăm cu El, ne certăm în gândurile noastre, în somnul nostru, în acțiunile noastre, suntem în permanență în conflict. Nu lăsa pe nimeni să te jefuiască. Trăiește liber. Trăiește ca o ființă liberă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Da, unii spun tot ce trebuie este Isus. Și este adevărat, tot ce trebuie pentru mântuire este Isus. Dar nu-i suficient pentru dezvoltarea noastră doar Isus. Ai nevoie de o comunitate, ai nevoie de frați, de surori, ai nevoie de oameni care să fie alături de tine. Ai nevoie de o biserică. Biblia ne spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unul pentru celălalt. Acum eu sunt convins că pe unii v-am tulburat astăzi. Pentru că o astfel de poveste atât de dramatică n-are cum să nu răscolească sufletul nostru. Dar vreau să te invit în această zi să iei o decizie. Indiferent cine ești, indiferent experiențele prin care ai trecut, unele dintre ele sunt grele, greu de povestit, greu de imaginat. Ia decizia de a nu mai fi victimă. Ia decizia aceasta intelectual, rațional. Nu o lua emoțional, că dacă e emoțional, emoțiile sunt sus și jos și te poartă pe unde nu vrei să ajungi. Ia-o rațional. Decid că nu voi mai fi victima trecutului meu. Oprește-te să mai blamezi trecutul, că oricum nu te rezolvă cu nimic. Apoi ia decizia de a ierta pe cei ce ți-au făcut rău. Când iei decizia de a ierta, nu înseamnă să ignori realitatea pe care ai avut-o. Ci înseamnă să te duci la Dumnezeu exact așa cum simți și să spui, Doamne, atât de mult m-a rănit Georgescu, și să spui ce simți, să-i spui lui Dumnezeu. Dar aleg în numele lui Iisus Hristos să-L iert. Eu nu vreau să mai fiu robul Lui. Eu vreau să trăiesc liber. Pentru că Dumnezeu este Cel care transformă dezastrele noastre în binecuvântări. Și vreau să închei cu acest gând. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă un nume.